Și în legătură cu ceea ce este cu neputință, vreau să vă arăt către un moment în care toți îl trăim cândva în viața noastră. Când ne gândim la ce numim virtuțile creștine, de multe ori avem ca o deznădejde în noi. Mi se pare așa de greu să ajungem să fim. Cum voi putea eu vreodată să mă smeresc? Cum voi putea eu vreodată să-mi iubesc vrăjmașii? Cum voi putea eu vreodată, cine știe ce mă bântuie atunci în viața mea? Și mi se pare așa de greu. Îmi vine să zic aproape imposibil. Și am mai zis-o altora și zic și acum, nu este greu și nu este aproape imposibil. Este o desăvârșire imposibilă. Și de-aia o simțim ca greu. Când simți stresul ăla în tine, că vai, nu voi ajunge niciodată. Nu o să ajungi niciodată. Asta e partea a treia, cuvântului, țineți mintea în iad și nu dezvârdăștui. Urmează partea a doua. Că de la Dumnezeul nostru, nimic mai puțin decât imposibil nu așteptăm. Și acest lucru care nu va putea fi niciodată, va fi. În cine? În tine. Cel care mă auze acum. Și zic, adaug asta, dă Doamne. Dar rugăciunea ca partea mea, aportul meu, dacă tu, pentru tine, pentru fiecare. Și pentru mine, pentru rugăciunea noastră. De ce este imposibil? De ce simțim acest stres că cum voi ajunge eu? Imposibil, fiindcă porunca dumnezeiască este descoperirea a vieții dumnezeiești. Păi eu nu sunt un Dumnezeu. Am zis adineam că suntem. Da, în face. Suntem. Potențial. Dar încă purtăm în cârcă neființa noastră. Ba nu numai neființă. Când zice Psalmul că tot omul este mincinos, purtăm și minciuna în cârcă. Ce e minciuna? Minciuna este păcatul în care am căzut de când cu Adam și am adăugat bine mersi și pale noastre.